și domnule, bine v-am regăsit! Ata când ne mai putem regăsi. Vă propun astăzi o poveste, nu o emisiune, că m-am săturat de emisiuni alea, chestiile alea în care trebuie să vorbești despre politică, despre politicieni, despre... Ah, te fi ficatul numai când te gândești la ei. Și atunci, povestim despre istorie, că asta se pare că ne lipsește și asta nu mai, insta, mai suntem în stare să generăm azi. Așa mă gândesc eu, cu capul meu chel. Și povestim despre istorie, Sincer, am niște emoții, pentru că v-am tot povestit, am tot dat exemple, am tot dat citate dintr-un istoric, unii îl consideră controversat. Alții, generația tânără, vin și spun, în sfârșit, putem avea o privire de ansamblu a istoriei, așa cum poate avea un francez, un neamț, un luxemburghez, un occidental. Domnul Lucian Boia, bine ați venit! Vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur că ne vedem! Uh, vă spun de ce am emoții. Am tot așteptat ani de zile și vorbeam cu colegii, bă, dacă l-aș prinde pe boi odată să povestim. Și ieri... E, mă puteți prinde, nu sunt chiar așa de ascuns. sta să vă spun că ieri, în timp ce facem uh, îmi făceam în cap ce ar trebui să povestim, m-am blocat. Și am întrebat pe colegi, bă, ce ar trebui să vorbim? Că foarte Problema greu este să, faci... nu mă blochezi și eu, cum să spun. E foarte greu să faci o emisiune cu un om pe care îl admir, un om la care ai citit toate, căr ai citit toate cărțile și te blochezi. Și atunci mi-au zis colegii, Mă încearcă să. să încercați să dați un diagnostic. Să nu fie acea discuție la televiziunile centrale în care iarăși, iarăși, iarăși vorbim despre ce nu ne place. Să dăm un diagnostic. Suntem noi, românii, diferiți ca istorie față de alții? Suntem unici? Suntem extraterestri, veniți pe pământ? Bineînțeles că nu suntem foarte diferiți. Suntem oarecum diferiți, fiindcă toate comunitățile naționale sunt diferite unele de altele. Poate că la noi, asta a fost teza pe care am susținut-o în cartea aceea intitulată De deci ce este România altfel. Poate, dar e greu de calculat și e greu de ierarhizat. Poate că s-au adunat mai multe diferențe în cazul României în raport cu ceea ce ar fi, sigur, destul de abstract vorbind, o normă europeană, o medie, o medie europeană. Dar s-au adunat diferențele astea nu fiindcă românii ar fi de felul lor altfel. Românii sunt ca toți ceilalți și toți ceilalți sunt asemănători între ei și asemănători cu românii. Ca bază, cum să spun, de, de plecare, ca fundament sociopsihologic. Nu, diferența o dă istoria până la urmă. Istoria românească este, este o istorie mai, mai specială. Nu, începând cu așezarea noastră pe harta Europei, nu știm prea bine unde ne aflăm, ca să spun așa. Suntem o națiune balcanică, suntem o națiune aparținând de Europa Centrală, aparținem Europei Răsăritene, suntem și una și alta și cealaltă. Ce celelalte sunt mai bine definite prin așezarea lor într-un spațiu geografic și de civilizație. Bulgaria evident că e balcanică, Ungaria evident că aparține Europei Centrale, noi aparținem și de o parte și de alta a Europei. Apoi e singurul popor latin care a evoluat în partea răsăriteană, în partea slavă a continentului. Cum s-a spus atâta vreme, o insulă latină într-o mare slavă. E poate și limba, nu numai dintre limbile romanice, dar aș zice dintre toate limbile europene, sigur că e o limbă romanică, limba română, dar poate că e limba europeană cea mai amestecată. Deci pe trunchiul acesta romanic s-au uh, implantat uh, foarte multe elemente de foarte multă origine, oglindind de fapt, uh, o istorie destul de zbuciumată, o istorie instabilă, o istorie aici, uh, că, cum am spus într-una din cărțile mele, uh, este un teritoriu de margine, România, țară de frontieră, de frontieră a Europei, în sensul că ne-am aflat la frontierele. Europei Sunt departe frontierele Uralii sau, eu știu, frontiera răsăriteană, dacă ne referim la aceasta. Nu, însă, condiția România a fost de țară de frontieră, mereu la marginea marilor ansambluri de, de civilizație. Nu, În Antichitate, la marginea lumii grecești, la marginea Imperiului Roman, apoi la marginea Occidentului, apoi exact în locul unde s-au întâlnit timp de secole cele trei mari imperii din regiune, Imperiul Otoman. Imperiul Habsburgic și, și Imperiul Rus și, și așa mai departe, și acum suntem la marginea Uniunii Europene. Avem, avem o condiție de margine și asta ne face pe de o parte să fim mai, mai izolați, mai retrași, pe de altă parte, din potrivă. Este un spațiu foarte deschis. S-au perindat pe aici de-a lungul secolelor numeroase popoare, numeroase. Nii, unii s-au așezat printre români, alții s-au dus mai departe sau au e, dispărut. Deci e, și relația noastră cu ceilalți este destul de contrastată. Da, da, suntem în secolul XXI. N-am putea face din diversitatea asta un avantaj extraordinar? Asigur că ar putea să fie un avantaj. Din păcate a mai dispărut ceva din această diversitate. Eu am publicat recent o carte, Cum s-a românizat România, a enervat și pe foarte multe lume. A, -a, a enervat? <coughs> nu am spus decât lucruri adevărate. Adică, de uh, România, peste majoritatea care a fost românească totdeauna sau de multe secole, în orice caz, în acest spațiu, uh, a avut uh, națiunea română și statul român și au avut și această dimensiune multietnică multi și multiculturală. Chiar și România mică, de, de până la primul război mondial, sunt o grămadă de străini și am găsit o statistică, am citat-o în carte, după Elveția, România mica România, nu România mare din perioada interbelică, deci mica Românie, este țara europeană care adăpostește cei mai mulți străini. De, de tot felul, și evrei, și germani, și unguri, și greci, și armeni, și ce mai, mai fost, sau Dobrogea, dacă vorbim despre, uh, despre islam, uh, e un exemplu foarte interesant de multiculturalism și de uh, foarte bună conviețuire între uh, populația românească și populația care a fost destul de numeroasă, inclusiv în perioada interbelică, populația musulmană din, uh, din Dobrogea. În perioada interbelică, cred că nu exagerez spunând, România este țara europeană care are cel mai larg evantai de, de minorități. Și astăzi este în rapoartele europene considerată țara cu cea mai mare diversitate din Uniunea Europeană. Dar în același raport... Dar vă dați seama dacă astăzi avem cea mai mare diversitate... 27 de, de culturi. Da, dar după ce am pierdut foarte mult din diversitatea pe care am avut-o. Evreii aproape au dispărut din România, germanii de asemenea, turci, în Dobroge au rămas puțin și așa mai departe. Deci chiar în condițiile astea avem o mare diversitate. Însă diversitatea pe care am avut-o de-a lungul istoriei, inclusiv și... Culminând în România mare, în perioada interbelică, a fost o diversitate extraordinară. Dar de unde mi se trage uh, această spaimă de a celebra diversitatea? Pentru că mă uitam, ieri mi-a trimis cineva pe, pe Facebook, evident, uh, o statuie din Caransebeș și mi-a arătat statuia din 30, în care era Franz Jozef, așa și statuia din 38, deja era luată statuia lui Franz Iosef și pusă a, uh, a generalului Dragalina. Exact ca în filmul alea cu lui de Fiune care Și acum cine întorcea acolo? E Dragalina. Dragalina? Sau? Dragalina. Nu credeam că l-au schimbat și pe Dragalina. <laughs> exact ca în filmul ăla franțuzești cu lui de Fiune care odată era un dictator, odată era altul. Cu o întors. Avem o spaimă sau cuvântul cheie al spaimei istoricilor, Unora este Transilvania. Le e frică de Transilvania când a spus acea frază că domnule, istoric vorbind și civilizat vorbind, Transilvania este una. Moldova este alta, Muntenia este alta. În loc să vadă ca un avantaj extraordinar, pentru că am avut norocul istoric, mulți au sărit, cum? Cum se poate nega dreptul istoric al României? Bine, acum trebuie să înțelegem și pe unii și pe alții. Deci putem să pledăm în ambele sensuri. Trebuie să înțelegem totuși că România a trebuit să se facă la un moment dat. Și România au avut sentimentul că sunt împresurați de străini și în afară și în interior prea, prea, multă, prea multă străinătate vezi doina lui lui Eminescu cum să spun, eu nu susțin un asemenea punct de vedere, dar trebuie să-l înțelegem el nu este aberant când românii s-au decis să facă un stat național românesc au avut sentimentul acesta că parcă ceilalți parcă ceilalți au o pondere prea mare în ceea ce ar trebui totul să fie mai presus de orice un stat, un stat românesc național și, și unitar deci s-a încercat, cum am arătat în cartea mea despre românizarea României, s-a încercat e, o unitate mai puternică decât cea pe care o lăsase istoria între provinciile românești, fiindcă nu numai că minoritățile erau diverse, numeroase de, și de tot felul, dar în același timp nici românii nu trecuseră prin aceeași istorie. Totuși, moldovenii, muntenii, e, transilvanenii, oricât de apropiați, prin limbă și prin multe alte legături, Parcurseseră istorii diferite. Deci, România s-a făcut în bucăți, totuși. Da, și Ce... trebuie celebrat norocul ăsta asta, deci, Da, de e, istoricii noștri nu prea recunosc acest lucru sau pun accentul pe alt aspect care și are partea lui de adevăr, dar nu mai mult decât o parte de adevăr. Pun accentul pe unitatea istorii române. Sigur că a existat o unitate, ajunge să ne uităm la limbă și la o anumită unitate culturală care s-a cimentat de-a lungul secolelor. Însă. Ceea ce impresionează, pe de altă parte, este diversitatea acestei istorii și faptul că România. România e o țară recentă, nu? De la 1859 și între frontiere apropiate de cele de azi, de la 1918. 1918 nu sunt nici măcar, nici măcar 100 de ani. Deci România s-a fă, făcut totuși din bucăți. Nu minimalizez și partea de unitate când spun asta, dar dacă s-a făcut din bucăți, este evident. De, din, din bucăți care parcurseseră istorii diferite. Transilvania a trecut prin istoria Europei Centrale, țara românească și Moldova, să spunem, au privit mai mult spre Sud-Est, spre, spre Bizanț, spre lumea slavă. Dobrogea și-a avut și ea istoria ei islamică, în bună măsură, până ce a intrat în componența statului român la 1878. Noi spunem așa, noi, S-au obișnuit oamenii cu formule din astea, Dobrogea, Străvec, pământ românesc de la Mircea cel Bătrân. Bun, dacă e pe așa, Mircea cel Bătrân a stăpânit Dobrogea vreo 30 de ani, dar bulgarii au stăpânit o jumătate de mileniu, grecii, bizantini, altă jumătate de mileniu și turcii și o jumătate de mileniu. Deci în Dobrogea s-a petrecut o colonizare românească după 1878 și a fost un mare succes, cum să spun, Constanța era un sătuc care și a devenit unul din porturile mari importante ale Europei. Da. Și atunci, de ce nu suntem în stare să spunem copiilor? Eu mă gândesc întotdeauna la ce învață fiul meu la școală. Să spunem copiilor povestea României, dar să o priceapă, să i lege de ceva. Noi, povestea României, o spunem ca pe o în manuale. Adică, dacă nu știi între ce ani a domnit Ștefan cel Mare și mi Mihai Viteazul, a domnit ăștia, Patru, nu pricep nimic din istorie. Bine, astea sunt limitele predării istoriei în școală. Nu ne, nu ne e dragă istoria. Da, da, știu că elevii nu, nu iubesc istoria. Dar nici istoricii nu mai iubesc istoria. Mulți dintre ei o privesc ca pe un fel de argument al politicii, al carierei lor. Al... Da, s-a prelungit la noi o înțelegere a istoriei de secolul XIX, care și-a avut rost în secolul XIX. Deci toată mitologia asta istorică, Dacia, Mihai Bitează. Au, contribu fost okay. au contribuit foarte mult la crearea României la 1859 și apoi la România Mare la 1918. Însă mergem înainte pe linia asta istorică, care e complet păguboasă. Astăzi ne închipuim, sau mulți istorici se închipuie și mulți oameni interesați de istorie, că istoria e făcută ca să ne susțină drepturile naționale. Nu mai susțin niciun fel de drepturi naționale prin istorie degeaba vii cu argumente că, nu, nu știu, că Mihai Viteazu a făcut o adevărată unitate a celor români. Pe cine interesează asta în Europa? Deci România este ceea ce este, nu fiindcă a făcut Mihai Viteazul, nu știu ce, la 1600, ci fiindcă pe teritoriul ăsta totuși locuiesc români în marea majoritate, care au o conștiință românească, au conștiința ca a statului politică, român. Și cu asta am terminat să... Eu, eu nu spun să nu ne interesăm de trecut, dar să nu ne închipuim că trecutul ăsta ne ajută în prezent și pentru viitor. Am fi mult mai bine plasat și în plan european dacă am face o istorie inteligentă, o istorie modernă, dacă s-ar vedea că școala română de istorie are ceva cu adevărat de spus, dar nu ceva repetând ce au spus istoricii naționaliști de secolul XIX. Că asta nu mai interesează pe nimeni, cum să spun. Da, da, vedeți? noi și avem o istorie de asta plângăcioasă. Ne place să, ne, să, să, stăm pe umărul istoriei și să dăm lacrimi. Tot timpul ni se spune, mai ales aici în Ardeal, voi ați fost iobaci, voi ați fost nu știu cum, pentru voi a murit noi. Băieți, da, domne, nu că au fost sau că nu au fost așa, dar astea sunt lucruri care au fost și s-au terminat și pentru numele lui Dumnezeu. Nu, nu, rezistă niciun argument de asta în fața negocielor cu femei, de exemplu. Adică nu ne ajută în viața reală. Păi, noi ne ducem cu Mihai Viteazu sau cu nu știu cine la TNI. <gântu -i> nu, e, e absurd, privim spre viitor, ar trebui să privim spre viitor, dar tragem cu ochiul spre, spre trecut. Și îl tragem prost, pentru că eu am dat uh, întâmplător din Conscripția Orbareală 1680-1682 din uh, Ținutul Une Păi să fie cu iertare, dar media averii. Un iobag depășește astăzi cam de 10 ori media averii unui țăran liber român din 2015. Adică să ai cai, vaci, porci, stupi, medie iobăgească, în 1680 adevărat, în Ținutul unei doarei, astăzi nu știu câți, câți săra în România asta. Bine, și cert este că țăranii din Ardeal uh, erau mai bine plasați și economic și cultural decât uh, țăranii din Vechiul Regat, din Muntenia și din Moldova. De trecuseră totuși prin istoria asta a Europei Centrale, care a fost o istorie mai, uh, mai evoluată, cum să spun, decât vedeți, a Europei Răsăritene. Le e frică uh, multor istorii să vorbească despre momentele bune ale Transilvaniei și o să vă dau niște exemple. Ce aflu Că în cărțile românești rar poți găsi. Trebuie să le iei pe sub mână, cum era pe timpul lui Ceaușescu. <hie> uh, aflu în Cracovia, un polonez mă duce foarte mândru la mormântul lui Ștefan Batori, regele lor și principele nostru al Transilvaniei. Și acolo afli cu o mândrie extraordinară a polonezului, care și-a învățat lecția dispariției de pe hartă de vreo câteva ori. Știi, este singurul rege care i-a arătat deștul lui Ivan cel Groaznic, l-a băgat în Kremlin. Uh, chestiunea asta mi-ar fi plăcut să o aflu și din manuale românești. Mm. Sau aflu de la uh, niște oameni evrei, foarte faini, din Zürich, bancheri, o, oh, Transilvania, pe știți, Transilvania ocupă un loc special în sufletele noastre, deși oamenii nu aveau nicio legătură cu România sau Transilvania, pentru că în 1621, noi nu uităm, Gabriel Bethlehem dă acel ordin prin care nu mai ai voie să pierzi, să pui semnul acela disprețuitor al evreului, bulina galbenă. Și pentru ei lucrurile astea contează, nimeni nu se raportează la negocieri, dar ești mai aproape de civilizația lor și prin trecutul comun al valorilor. Ai avut niște valori comune. Astea puse astăzi în manuale nu te înrădăcinează un pic, nu te fac mai conștient de locuri. Și mai da, e... da, încă o dată pe noi ne-a condiționat foarte tare problema asta a creierii României cu accentul pus puternic pe istorie și încă o dată era firesc să se pună un asemenea accent pe istorie. Asta a ajutat foarte mult sau poate asta chiar a determinat crearea României. Dacă românii n-ar fi avut ideea asta, n-ar fi făcut România și gata. Dar, dar am rămas, cum să spun, cum eu expresie încremeniți în proiect. Adică lucrurile astea au fost, sunt lucruri deja câștigate, România există. Și să terminăm odată cu povestea asta cu Transilvania. Am scris și în ultima mea carte cum s-a românizat România, nu? Un capitol intitulat Ungurii cu Transilvania. S-a terminat povestea pentru numele lui Dumnezeu. E clar că Ungurii au pierdut bătălia pentru Transilvania, România au câștigat, România au câștigat o România era în Transilvania potrivit recensământului unguresc ultimul din 1910, erau vreo 53-54% în Transilvania, în sens larg, cu Banatul, Crișana, Maramureșul. După recensământul românesc din 1930, erau cam 58%. Astăzi sunt peste 75%. Iar ungurii, vorbitorii de limbă maghiară, mă rog, cum, că recent să unguresc, se făcea după limba vorbită, nu după naționalitate, în 1910, erau cam 31%. Acum ungurii, dacă nu mă înșel, au scăzut puțin sub 20%. 18%. Da. Deci, povestea asta s-a terminat. Nu are rost să mai supralicităm istoria ca să ne apărăm niște drepturi în Transilvania. Chiar Fii dacă bine. România ar fi fost cândva minoritare în Transilvania, dar nu au fost, dar să zicem că ar fi fost să zicem că ar fi fost minoritar, faptul că acum sunt majoritar și nu puțin majoritar, sunt trei sferturi sau peste trei sferturi din populația Transilvaniei. Deci chestiunea este reglată, este încheiată și asta ar trebui să ne determine să fim mai decontractați când vorbim despre istorie, că nu mai avem nimic de câștigat sau de, de pierdut prin, prin istorie. Au partidele, pentru că dacă vă uitați, și partidele române și partidele maghiare au această nu știu cum să proastă, spurcată îndemânare de a veni în campanie electorale măi românilor din Ardeal, vezi că aveți o problemă cu ungurii, măi ungurilor din secu, vezi că vin românii peste voi. Uh, și chestiunea asta, iarăși, râcâie ce? Exact acele mici spaime, mici detonatoare de campanie electorală, prin care iarăși să ia un, un uh, eveniment aiurea, vezi uh, acel tântălău care l-a spânzurat între ghilimele, pe Avram Iancu sau ăștia cu dreapta nouă pe din coace, care își amintesc de drapelul de tricolorul românesc doar de ziua Ungariei și iarăși se intre într-o perioadă, într-o spirală de patru de ani în care vorbim despre asta în loc să vorbim despre uh, proiectele comune. Proiectul comun a trebui să fie Uniunea Europeană, cel mai sigur cel mai prosper spațiu în care am fost vreodată NATO, cel mai Sigur, spațiu. Cel mai de securitate. Păi, spațiu încă o dată, astea sunt problemele, nu Ștefan cel mare, Ioan de Hunedoara sau Mihai Viteazu. Astea lucruri foarte interesante care țin de istorie, dar care nu ne ajută cu nimic în prezent și în drumul nostru spre, spre viitor. Avem cu totul, cu totul alte probleme, să nu ne înămolim în istorie. Să facem istoria, să ne preocupe istoria de dracul istoriei, că e foarte interesantă istoria. Dar să nu ne închipuim că mergem pe un drum trasat de istorie. Mergem pe alt drum acum. Corect. Și <coughs> mă gândeam la micile istorii care pot, care pot remonta, te pot remonta identitar. Uh, cred că seara am avut emisiune și arătam culele din Oltenia. Niște lucruri senzaționale. Niște, niște, niște locuri extraordinare. Dacă alea s-ar muta, nu știu, printr-un buton al lui Arabella, <coughs> nu... Printr-un inel în Franța, în doi ani de zile ar face, nu știu, centru turistic de excepție. Avem apoi uh, în. Uh, Bine, septuția... noi nu ne îngrijim deloc patrimoniul. Da nu? De ce? Nu știu, dar e, e, e bizar, nu? Pe de o parte, avem în continuare, sau mulți români au în continuare genul ăsta de discurs istoric naționalist, iar pe de altă parte, când ajungem la patrimoniu care ar fi mărturia concretă și durabilă a trecutului cu care... Și și rentabilă. Și, și rentabilă, nu? Privind trecutul care ne lăudăm atât, gata, lucrurile nu mai, nu mai merg. Nu știu, e o doză de superficialitate aici. Bun, și crezi că există o soluție? Adică, pe de-o parte, te uiți... M-am uitat în Moldova. Au făcut din cetățile lor, pe bani europeni, pe banii lor, habar am niște bijuterii în Moldova de peste... În America, Republica Moldova. În Republica Moldova. Din am venit, am făcut și noi cetatea Neamțului, de am trântit niște termopane. Uh, nu... Avem acel complex întâr al întârzierii de care vorbea Rale într-o cărțoaie de lui. Tot timpul trebuie să fim un pic în urma celor pe care aspirăm. N-ar fi fain să fim și noi europeni. Bă, băieți, hai să facem turism din ce? Din Culele Oltenești, din cetatea Inisala, din Dobrogea. Are două foi a patru lipite cu informații scrise la mașina de scris. Atât. Te doare chestia asta când vezi că pe de o parte te înspăimântă cu trecutul, pe de altă parte tu afli că trecutul tău ar putea fi extrem de rentabil astăzi și te-ar integra în acea Europa la care visezi. Ne place pe Valea Loarei, dar noastră, sunt 154 de castene în județul Mureș a fi Valea Luară aici, mă aștept în dărâme. Da, da, cu cât mai mulți turiști merg anual unde în Ungaria, să spunem, nu? Sunt mult mai mulți. Oh, oh, oh. Sunt, are mai mulți turiști decât toată România. Decât toată România. Și sigur că Budapest peste un oraș foarte frumos, dar Ungaria, în total, are mai puțin de oferit, în principiu, decât Evident. decât România. România are o foarte mare diversitate care îl poate atrage pe, pe turist. dar ce să spun? A scris Ați plecat de la imaginar și la un moment dat, aseară, într-o în conferință, ați zis, bă, m-am zăturat să scriu despre imaginar, vreau să scriu... A, ah, erați acolo, nu? <laughs> -am uh, avut da. Nu, nu, dar indiferent despre ce scriu, uh, sunt foarte mulți care văd același lucru. E vorba de mituri și de demitizare. Nu, domnule, dar totuși uh, mai scriu și altele. Adică, cred că sunt un istoric uh, cu destulă diversitate în preocupările mele și... În maniera mea de a prezenta lucrurile, de a le interpreta, nu sunt prizonierul propriei mele invenții, ca să spun așa, prizonierul imaginarului. Mai ales că în cum s-a romanizat România există date statistice clare, numere, matematică. Uite cât de Da, am, da la un fost? moment dat mi-a fost teamă că abuzez, de, că devine cartea prea, prea aridă, dar cred că sunt necesare acele statistici, fiindcă ele vorbesc clar incontestabil despre ceea ce am scris. Da, zic acolo nu mai este imaginar. Acolo, uite băieți, ăștia eram, asta am făcut, uite lucru fericit care s-a întâmplat prin acea Românie la care te raportez astăzi. Ori, lumea acuză de multe ori, lumea, ăia opriți la jumătatea culturii generale, a care citesc numai prefața, și și alții, acuză faptul că nu știu, cărțile noastre nu sunt nu seamănă cu ce s-a scris înainte. Nu Edgar Papu cu protocolonismul, dar totuși l-am vrea pe Boia un pic mai naționalist. Adică l-am vrea să... l vrea acel român care e cu atât mai român cu cât are el un dinte împotriva lor care nu sunt români. Pentru păi să, să citească lucrări naționaliste, că sunt slavă Domnului în istoriografia românească și erau... Într-un fel la locul lor în epocă, dacă vor Mihai Viteazul interpreta naționalist, să-l citească pe Bălcescu. De ce să, să scriu eu în, în, felul cum se scria în urmă cu 150 sau 200 de ani? Știi deci, știți care e Și după a în pauză. Baiul că nici măcar pe Bălcescu nu l citesc. Să uite la filmul cu Amza Pele. A, da, asta e. Da. Hai că luăm un pic de pauză și revenim.